Regimul stalinist După îndepărtarea regelui Mihai, care reprezenta ultimul bastion al democrației, comuniștii au fost liberi să organizeze statul pe principii staliniste. Modelul practicat de Stalin în URSS trebuia extins în toate statele satelit. De altfel, regimul comunist din România cunoaște două mari perioade. Stalinismul, model adoptat după 1945. În special din 1948, și care a durat până la retragerea trupelor sovietice din România în 1958, dar de fapt se întinde până la începutul anilor 60, și național-comunismul de la începutul anilor 60 până în 1989. Baza juridică a regimului stalinist a fost reprezentată de Constituțiile din 1948. Și 1952. Prima Constituție comunistă este adoptată în aprilie 1948. Era preluat modelul sovietic din 1936. Cum altfel? Eram subruși, nu? Forma de guvernământ este Republica. Statul se numește Republica Populară România. Era menținut formal principiul suveranității poporului. Constituția nu prevedea principiul separării puterilor în stat. Parlamentul devine unicameral și se numește Marea Adunare Națională. Era instituit Prezidiul Marii Adunări Naționale. Președintele Prezidiului era oficial șeful statului român. Primul președinte al Prezidiului a fost Constantin Parhon. În paranteză, menționez că funcția de președinte al statului se creează în 1974 pentru Ceaușescu, care era la putere din 1965. Și tot în paranteză, să nu vă gândiți că puterea aparținea președintelui prezidiului Marii Adunări Naționale. Pentru că, de fapt, totul se subordona partidului unic, în fruntea căruia se afla în acel moment Gheorghe Gheorghiu dej Revenind la Constituție, menționez că guvernul, numit Consiliul de Ministri, deținea puterea executivă. Puterea juridică era deținută de Curtea Supremă, tribunale și judecătorii, dar independența justiției era practic desființată. În fapt, toate instituțiile din stat se aflau sub autoritatea Partidului Unic, Partidul Muncitoresc Român. Dreptul la vot era acordat persoanelor de peste 18 ani, inclusiv femeilor. Constituția conține mai multe aspecte economice decât politice. Se pregătea astfel confiscarea proprietății private, lucru care se va întâmpla în anii următori. Să vedem acum alte legi, în afara legii fundamentale, adoptate în 1948, prin care statul român este organizat pe principii staliniste. Pentru început, să menționez principale practici politice comuniste din perioada stalinistă. Partidul unic, naționalizarea, colectivizarea, planurile cincinale, industrializarea și represiunea. Partidul unic este creat în februarie 1948, când Partidul Comunist Român fuzionează cu PSD formând Partidul Muncitoresc Român. PMR. Conducător era Gheorghe Gheorghiu deși, așadar, puterea politică este deținută de Partidul Unic și de liderul acestuia. Pentru a-și consolida puterea, deci trece la eliminarea rivalilor politici. În 1952 este eliminată aripa moscovită din partid, formată din Ana Paucăr, Vasile Luca, Teohari Georgescu. Din același an, deci preia și funcția de prim-ministru. În 1954 este executat unul dintre primii lideri ai PCR, Lucrețiu Pătrășcanu. Oarecum Dej era forțat să facă asta, deoarece în 1953 murise Stalin, iar la Moscova ajunsese lider Hrușciov, care acuza crimele comise de fostul lider al URSS-ului și promova un val de schimbări. Prin urmare, lui Dej îi trebuia un țap ispășitor pentru crimele făcute de comuniști până în acel moment. Iar cum Pătrășcanu aflat în pușcărie reprezenta și un eventual pericol, a fost candidatul ideal. Să trecem la Legile adoptate în 1948. În iunie este dată legea naționalizării. Principalele mijloace de producție, întreprinderile industriale, miniere, de transport și altele, trec din domeniul privat în cel al statului. Au fost confiscate, fără despăgubirea proprietarilor, 1060 de obiective industriale și miniere. În 1950 are loc naționalizarea unei părți a fondului de locuințe. Cei care au case mari au reale probleme, deoarece dețin spațiu excedentar și trebuie luat de stat. În august, este adoptată legea învățământului, prin care acesta este organizat pe principii staliniste. Sunt desfințate școlile particulare, se introduce manualul unic, predarea religiei este interzisă. Limba străină predată în școală este rusa. Nici o surpriză, nu? Tot în 1948 este aprobată legea cultelor, prin care statul și-a impus controlul și asupra bisericii. Cultul greco-catolic a fost interzis, iar proprietățile lui confiscate. 600 de preoți uniți și 12 episcopi au fost arestați. Statul a preluat controlul economiei, instituindu-se dirijismul economic. În 1948 s-a creat Comitetul de Stat al Planificării. Economia a fost organizată în planuri anuale. Din 1951 se va trece la planurile cincinale. Productivitatea era planificată pe următorii 5 ani, iar țintele trebuiau nu doar atinse, ci și depășite. Ca o paranteză, se făcea asta? Nu. Dar se raportează fals. Cine își permite să nu atingă planul? Se ajunge la tâmpenia cincinalului făcut în 4 ani și jumătate. Reduceau și calendarul, comprimau timpul, comuniștii ăștia. Dar să încheiem paranteza și să nu trecem asta în vreo lucrare, și să trecem la aspectele serioase. În 1948 s-a instituit distinția Ordinul Muncii, iar din 1951 cea de erou al Muncii Socialiste. Iar o paranteză. Comuniștii voiau ca oamenii să muncească ca robii pentru o insignă. În industrie, investițiile au fost orientate spre industria grea. De menționat că, în perioada regimului comunist de tip stalinist, economia României a fost subordonată URSS-ului. Aceasta s-a făcut prin sovromuri, acele unități mixte română-sovietice, prin care vă spuneam într-un alt episod că rușii au furat efectiv bunătăți, bunuri ale statului român, și subordonarea s-a făcut odată și prin CAER, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc care era o alianță economică a statelor comuniste aflate sub dominația URSS-ului și care a fost creată în 1949. O altă practică politică specifică regimului comunist a fost colectivizarea agriculturii. Declanșarea oficială s-a făcut la plenarea Comitetului Central al PMR din 3-5 martie 1949 și s-a încheiat în 1962. Țăranii au fost forțați să se asocieze și așa au apărut GAC-urile, redenumite CAP-uri, Cooperative Agricole de Producție, gas urile Gospodăriile Agricole Colective și întovărășirile ca formă intermediară. Prin colectivizare, până în 1962, pământul a 3.200.000 de familii a trecut în domeniul statului. Reprezenta 92% din suprafața agricola țării. Țăranii puteau să-și păstreze mici loturi de pământ care nu trebuiau să depășească 0,15 hectare. Consecințe. Agravarea crizei economice, distrugerea temeliilor satului românesc, transformări sociale dramatice, fenomenul migrației țăranilor la orașe, grave probleme alimentare. Să vedem acum și câteva aspecte legate de cultură. Era prevăzută ideologia marxist-leninistă. Se folosește cenzura. Între 1948 și 1958 are loc rusificarea culturii. Este desființată Academia Română și înlocuită cu alta nouă, subordonată politicii Partidului Unic. Istoria este rescrisă. Mihai Roller este autorul manual de istorie din 1947. În literatură se practică proletcultismul, cenzura și rusificarea. În 1952 este adoptată o nouă Constituție prin care se consfințea totala aservirea României față de URSS. În mare, are aceleași prevederi ca cea din 1948. Forma de guvernământ Republica, Parlament unicameral, vot universal, etc. Noutăți. Principiul de bază al puterii de stat, dictatura proletariatului. Se realiza alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, în care rolul conducătorul deținea clasa muncitoare, evident. Regimul de stat, regimul democrației populare. Avea un capitol introductiv în care se specifica dependența de URSS. Apărea regiunea autonomă maghiară. Așadar, România nu mai era un stat național, unitar. PMR era forța conducătoare în stat. Se vorbește pentru prima dată despre proprietatea socialistă. Justiția se înfăptuiește de către Tribunalul Suprem al Republicii Populare Române, tribunale regionale și tribunale populare, precum și prin tribunalele judecătorești înființate prin lege. Represiunea comunistă din perioada stalinistă, impunerea comunismului, a dus la mișcări de protest. Au existat încercări de rezistență. Cele mai cunoscute forme de rezistență împotriva comunismului au fost reprezentate de grupările de partizani care au luptat în munți. Erau numite cete de haiduci. Au activat de la sfârșitul anilor 40 până în 1960. Grupul care a rezistat cel mai mult a fost haiducii mușcelului, condus de Toma Arnăuțoiu, arestat în 1958, și de Gheorghe Arsănescu, arestat în 1960. Din 1948 apare securitatea, Poliția politică care lupta împotriva dușmanilor poporului și promova lupta de clasă. Conducătorii securității erau agenții ai Moscovei, precum Gheorghe Pintilie, pe numele real Pantelimon Bodnarenko, Alexandru Nikolski și alții. În 1949 este creată miliția care înlocuia poliția și jandarmeria. Toți cei care se opuneau regimului comunist erau considerați dușmani ai poporului, erau arestați și trimiși în pușcării precum Sighet, Gherla, Pitești, pe șantiere precum Canalul Dunăre Marea Neagră și altele. Reeducarea prin tortură a fost denumită experimentul Pitești și a fost folosită în multe pușcării comuniste. În timpul colectivizării, aproximativ 80.000 de țărani au fost arestați. De altfel, încă din 1949 s-a hotărât lichidarea cheaburilor, considerați dușmanii ai poporului, în realitate, țărani înstăriți care munciseră pentru proprietățile lor. Ultimii deținuți politici au fost eliberați din pușcării în 1964. În 1958, urss decide să-și retragă trupele din România. Odată cu aceasta, începe procesul de desprindere de sub tutela sovietică și totodată regimul stalinist va fi înlocuit cu regimul național-comunist. Punctul culminant este atins în 1964, când comuniștii români adoptă declarația din aprilie, prin care își manifestă independența față de URSS. În concluzie, în timpul regimului stalinist, România a fost aservită URSS-ului și organizată pe principiile politice și economice ale liderului sovietic.